Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea noului coronavirus, Primăria Municipiului Oltenița a încercat găsirea unor opțiuni alternative pentru a permite organizarea și desfășurarea târgului anual. Cu toate acestea, incertitudinea creată de răspândirea COVID-19 și regulile impuse prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, conform stării de alertă, a determinat conducerea Primăriei Oltenița să anunțe anularea târgului anual. Autoritățile locale au considerat că sănătatea cetățeanului primează și că este inoportună organizarea și desfășurarea evenimentului în contextul epidemiologic actual. Conform DSP Călărași în data de 25 august, Oltenița avea o rată de incidență de 1,27, 34 de cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 înregistrate în ultimele 14 zile au dus la o creștere alarmantă a cazurilor de îmbolnăviri cu noua tulpină a virusului.